O tânără de 22 de ani din localitatea Sărmășag a fost găsită decedată în propria locuință, în urma unui act de sinucidere. Trupul neînsuflețit al fetei a fost găsit de către propria mamă. Un echipaj de ambulanță și unul de poliție s-au deplasat la fața locului și au constatat că nu există suspiciuni de violență. Tânăra a fost găsită în jurul orei 10:30 a zilei de astăzi. Apropiații fetei susțin că nu își pot explica decizia acesteia, dat fiind faptul că era o tânără liniștită, sociabilă și glumeață. Tot aceștia declară că tânăra avea probleme de sănătate din cauza unui accident mai vechi.